Inginerul olandez care în anii 60 a inventat caseta audio a murit la vârsta de 94 de ani, deși invenția sa mai e folosită acum doar de nostalgici. Caseta a revoluționat modul în care oamenii ascultau muzică. Pe atunci erau folosite discurile de vinil și benzile de magnetofon. Inginerul s-a concentrat pe a face muzica mai portabilă și în 1963 și-a prezentat la un târg de electronice din Berlin invenția care a devenit rapid un succes la nivel mondial. Se estimează că au fost vândute 100 de miliarde de casete în întreaga lume. Olandezul a fost implicat și în dezvoltarea CD-ului care a luat locul casetei. Tehnologia însă nu stă pe loc și între timp și acest suport a început să fie scos din